După ce au cucerit 2 ani la rând competiția Baia Mare Beach Handball Challenge, o parte din jucătoarele Clubului Sportiv Minaur vor reprezenta Baia Mare la turneul final al campionatului național de beach handball de juniori și junioare. Competiția se desfășoară în acest sfârșit de săptămână la Mamaia. Echipa băimăreană va evolua în grupa A, alături de formațiile ASC Vera Flor, CSS 1 Constanța, CSS Tulcea, CSS Medgidia și CSS Cluj-Napoca. Azi și mâine sunt programate jocurile din grupă, iar duminică vor avea loc partidele pentru stabilirea clasamentului final. După 3 ani consecutivi de turnee demonstrative, Federația Română de Handbal organizează acum primul campionat național de handbal pe plajă din istorie. La competiția din Mamaia vor participa 19 echipe feminine și masculine din țară. Miza dezvoltării handbalului pe plajă în România este una mare, deoarece acest sport a fost introdus recent în programul Jocurilor Olimpice din 2024.